Os elicopterilor, altă putere. Să copii baza și se mulțesc exponențe, da? Cum se ridică un produs la o putere, fiecare la acea putere. Cum se ridică o fracție la o putere, numărătorul și numitorul la acea putere. Ei, așa sunt lucrurile. Haideți să vedem mai departe. Vedem în exerciții cu putere aici, că interesant. 3 la 3 a fost 3 la 3 a fost 3 la 20. Da. Împărțit la 3 la 18. Ori 3 plus 3 ori 3 la a 8 împărțit la 3 la 7. Dar nu e în paranteză. 3 la... Nu trebuie pus în paranteză. 3 la 3 a fost 3 la 20. Împărțit la 3 la 18. Așa, împărțit ori 3. Da. Plus 3. Da. Ori 3 la 8, da. Împărțit la 3 la a 6, da. Plus 3 la 10, împărțit la paranteză rotundă. Împărțit la paranteză rotundă. 8, dar așa, 8, ori 3 la 5, plus 3 la 5, închidem paranteza, minus 4, ori 3 la 3. Facem împărțirea 3 la 20 minus 3 la 18. Nu minus 3. Împărțit la 3 la 18. Așa pronunță. 3 la 20 împărțit la 3 la 18. Copiem baza 3 și scădem exponențe. Dar nu facem scădere. Din scădere e împărțire, da? Deci vine 3 la 3, da? 8 plus... Plus 3 la a 2. 3 la 2, ori 3. Plus 3, ori. Aici la fel, 3 la 2. Plus... Cam deci, împărțit. 3 la 8, împărțit la 3 la 7. Deci 3 la 8. Deci ce este? 3 ori, da? Da. Deci, să vedem cum gândim foarte atent. Să plus 3. 3 ori 3 la 2. Dar de ce ne-ai făcut ordinea când întâlnim operații de aceeași rang? Se execută în ordinea apariților. Deci ordinea care apare ele la operații, mulțirile și împărțirile sunt de aceeași rang și trebuie executat în ordine. Bună, aici ai zis 3 la 2, deci împărțit la 3 la 8, spre cea? Da. Și-a fost bine 3 la 2. Dar puteai să zici 3 la 8, spre 10 ori 3, și făcea cât a fost 3 la 19. Da. Și 3 la 20 minus 3 la, împărțit la 3 la 19, facea doar un? 1. 1. 3 la 3. 3 la 1. Și nu le-a dat 3 la 2, ori 3 și face 3 la 3. Vezi câte greșeală imensă s-ar fi făcut dacă nu ar fi făcut. Ar fi sărit peste împărțirii și făceam mulțirea la sfârșit. Ce rost mare. 3 la 20 împărțit la 3 la 18, și nu se mulțesc cu 3. Hai să facă mulțire aici. Nu, grav. Deci, deci am făcut corect. Am făcut corect noi aici. Așa și aici. Ordinea este asta. Deci nu 3 la 8, păi la 3 la 6 facem 3. Facem mulțirea. 3 la 1 ori 3 la 8. De ce mi-a tras atenția? 3 la 1. Cât ne-ai zis că facem 3? 3 ori. 3 la 2. Greșeală. Da? Deci, atenție, de data asta, totuși de data asta, ai șansa că mulțirea asta nu-i de după. Că dacă ar fi de după, ar fi greșeală. Cum a fost aici mulțirea lui cu 3, a fost după împărțire. Da. Și atunci, fiind înainte, merită să ajungi la aceeași lucru. Dar ca să nu existe echivoc, să nu existe loc de confuzie, ori operația se execută în ordinea care apare ele, că sunt de același rang. Da? Deci ce facem? La 3 la 1 ori 3 la 8 face 3 la 9. 3 la 9. Da? 3 la 9. Împărțim la 3 la 6. Plus 3 la 10 împărțit la 8 ori 3 la
Da, 3 la 5 face cam mărișor. Că 3 la 4 a fac 81, 3 la 5 a fac 243. Nu-i foarte mare. Pe 8 îl scriem că 3 la 2. 8, 3 la 2? Nu, 2 la 3, dar nu e bun. Nu-i bun, nu da. Folosește. Da. 3 la 2 e 9? Da. Așa. Bine ar fost fi 9. Că poate să zic că puterea lui e 3. 3. Dar totuși ce faci din ăștia doi, dacă trebuie să mă atenție la cei doi factori? 8 ori 3 la 5 și încă 3 la 5. 8 ori 3 la 5, totul la 2. De ce zici totul la 2? Ca să înțeleg. E de 2 ori. Dar nu-i înmulți cu 8 ori 3 la 5, ca să fie, să repet la înmulțirii de 2 ori, totul la 2. Da. Dar aici este ăsta adunat pe ăsta. Putem scoate factor comun pe 3 la 5. Când avem adunare și observăm chestia asta, există un factor comun, căutăm să-l dăm. Că dacă sunt puteri foarte mari, ne încurcă treaba. Da. Deci s-ar putea scoate aici cine un factor comun pe 3 la 5. 3 la 5, pe lângă cine? Pe lângă 8 plus 1. 8 plus 1. Minus 4, 3 la 4. Ce e capul? 3 la 3, acolo, 3 la 2. 3 la 3, da. Și e capul 3 la 3, plus... 3 la 3, plus 3 la 2, 3 la 3, 3 la 3, da. Plus 3 la 2. Plus 3 la a doua. Aici este, da? Da. 3 la a doua. Plus 3 la... Deci e 3 la a doua. Deci 3 la... Nu aș 3 la 6, e 3 la a doua? 3 la 3. Atenție, din nou scădem 6, 3 rămâne, da? Plus... 3 la 10. 3 la 10. Împărțit la... 3 la a 5, ori 3 la a doua. Da. Minus 4, 3 la 3. 3 la 3. Și egal. Egal. 3 la... Putem da factor comun pe... Vom mai întâi să rezolvăm... Să facem partea asta, da. 3 la 3. 3 la 3, plus 3 la 3, plus 3 la 3, plus... 3 la a 5-a. Ori 3 la 2, minus 4, 3 la 3. Stai o secundă aici, trebuia să spunem paranteză, nu că a fost paranteza aici. 3 la 5 ori 3 la 2, că sunt parte 3 la... Și nu a căzut paranteza dacă am rezolvat acolo. Păi nu a căzut, că 3 la 10 sunt parte la tot rezultatul ăsta. Deci 3 la 10 sunt parte la tot rezultatul de aici. Și noi, uite, chiar acum asta că eram o greșeală, că învățeam de 3 la 10 la 3 la 5. Da. Și făcea cât? 3 la 5. Cea. Și până mulțeam cu 3 la 2, și făcea 3 la 7. Așa este? Da. Și iată cât face corect. 3 la 10. Da, 3 la 10 am învățit la 3 la... La 3 la... 5 ori... 3 la 7. Ori 3, învățat 3 la 7. Da, minus 4 ori 3 la 3. Așa. 3, acum 3 la 3, plus 3 la 3, plus 3 la 3. Da. Plus, nu, împărțit. Nu, pe plus, 3 la... Plus, pune plusul. Da, plus. Urmează rezultatul de aici, plus. Plus 3 la 3, minus 4 ori 3 la 3. Plus 4 ori 3 la 3. Acum dăm un factor comun pe 3 la 3. Ori așa, ori... Da, dăm un factor comun să vezi ce se întâmplă. 3 la 3 pe lângă 3. 3 la 3 pe lângă
Ori? Zero. Zero. Și cât face? Zero. Face zero. Dacă se întâi la treia cu mare importanță zero, nu s-a adunat zero, ci e mulțit cu zero. Dar și influența se foarte tare. Dar face zero. Hai să vedem care au fost capcanele aici. Ce lucruri a atins autorul? Care a fost ideea? Ce am putut verifice? Mai întâi, dacă știm sau nu, că când avem operații în succesiune de la același nivel, adică mulțiri și împărțiri, se execută în ordinea în care sunt acestea. Da. Sigur că am vrut că trebuie să fac la sfârșit, dar să știm ca ordine. Dar aici a fost important că dacă noi făceam 3 la 20 împărțit la 3 la 18 și face 3 la 2 și 3 la 2 înmulțit cu 3, făcea 3 la a 3-a. Însă, în clipa în care am fi făcut 3 la 18 ani, ori 3, 3 la 19 ani. Și de la 3 la 1 loc să dea tot 3 la 3. Îți dai seama că da, trebuie să nu crezi cum să facă omul. Da. Deci, știu, este a stricat complet. Nu numai că nu puteai, dar asta era clar că și așa, și profesorul nu mai urmărește nimic. Și nu are datoria să mai urmească, că tu ești greșit complet. Mai departe. Aici, din nou, este o succesiune tot așa de același nivel, dar din nou, suntem atenți, facem în ordinea în care apar operațiile și faci 3 la 1 împărțit la 3 la 6 și am văzut. Aici, 8 ori 3 la 5 ori 3 la 5, factorul comun, îl vedem. Uneori nu se vede, putea să fie 3 la 6 și îți poate fi 3 la 5, cel mai mic. Da. Și iată, apare 8 plus 1. Și a doua capcană, pe 3 la 10 nu îl împărțim la 3 la 5. Ci îl împărțim la toate, tot rezultatul ăsta. Adică pe 3 la 10 îl împărțim la 3 la 7. Da. Acolo, dacă am rezolvat tot plus 1, care era 3 la 2. Așa. De ce am mai pus paranteză? Păi, hai să-ți răspund. Deci, în clipa în care nu mai pun paranteze aici, da, și executăm în ordinea în care apar operațiile, 3 la 10 am împărțit la 3 la 5, fac 3 la 5, și mulțit cu 3 la 2, 3 la 7. 3 la 7. Și eu cât dă, corect? 3 la 3. Pentru că 3 la 10 a împărțit 3 la 10 la toată paranteza asta. Da? Și atunci eu menținut paranteza asta ca să mă oblig pe mine să fac asta, să o finalizez pe ea. Că ce am făcut scoaterea factorului comun și ce am făcut a fost treaba mea de culise pentru calculul în sine. Dar eu știu că la final, pe 3 la 10, trebuie să-l împart la rezultatul calculului paranteze acestea. Adică trebuie să știu paranteza în totalitate. Da. Și paranteza totalitate face 3 la 7. Abia acum, pe 3 la 10 îl împart la 3 la 7. Dacă pe 3 la 10 împărțim la 3 la 5 antei, cu totul, adică un part numai la o bucată din paranteză. Nu și la cealaltă. La cealaltă urmea să o mulțesc, nu să împart. Și de aceea se strică complet de greșit. Se mulțește de 3 la 3, de 3 la 7. Nu? Am văzut. Deci capcane foarte frumoase, interesante aici. Și fiind victime, dar nu avem doar în minte așa. Operații se execută în ordinea în care apare el de același nivel. În ordinea în care apare. Și suntem foarte atenți ca, iată, aici se epuizăm paranteza. Dacă ceva se parte la altceva și nu-i finaliza, o finalizăm că trebuie să împărțim la tot rezultatele acolo. Nu avea niciun rost altfel. Nu? Adică totul este dat peste cap în greșeală. Mai dă din gură. E ce în ce mai interesant de lucru. Paranteză tot treaba. Când ați avut un pic și un pic să le-am dragi metrii, nu? Uite,
mai uităm un pic la furtuna, sau lăsăm să duci și la geometrie, și la geometrie sunt lucruri interesante. La geometrie, cred. Da, așa, la geometrie, deci. Hai. La geometrie, ne dă o problemă cu unghiul opuse la vârf și una cu un jurul unui punct. Și una cu segmente. La aia cu segmente e ușoară. Cu măsura segmentelor. Da, aia o știu bine. Așa, bine. Hai să vedem din problemele astea care am mai făcut de asta data trecută. Deci, ai tu niște probleme sau? Am aici. Ah, te rog. A, O, B și B, O, C sunt adiacente complementare. Deci, A, O, C și B, O, C. Așa mi-ai spus, da? Da, da. Adiacente. Adiacente complementare. Complementare. Ce înseamnă adiacente complementare? Adiacente, adică au o latură comună. Au o latură comună și complementare de 90 de grade. Suma lor fac 90 de grade. Da. Deci? Adică AOB plus BOC egal cu 90 de grade. Corect. Pe cine au comună, după cum îți vede? Pe O. Pe ce latură comună au? Unghiul AOB. Vârful e O comună. B. OB. Latura OB. Latura OB. Da, așa. Da. Latura OB este cea comună. Vedem OB și într-o parte și în cealaltă, da? Da. Da, deci am așa. A, O, B, și respectiv B, O, C. Uite cum am putut să fac, da? B, O, C. Așa. Cu măsura lui A, O, B, 50 de grade. Deci măsura lui A, O, B. Măsura A, O, B. Egal cu 50 de grade. Da. Da. Fie O, E, bisectoarea unghiurilor B, O, C. B, O, C. B. O, E. Adică ăsta e unghiul. O, E. Da. Da. Și adică, dacă să mă apropii mai mult de realitate, am să fac așa. Dacă am spus, eu n-am știut după acele, dar asta o este de 40 de grade, păi am să iau chiar cât mai curat, aproape de adevăr. Adică să măsor 50 de grade, da, și să mă apropii de probleme, să păresc de realitate, să-mi placă, să-mi placă și ochiul. Da, 50 de grade. Uite aici, 50 de grade. Dacă ar fost 45, ar fost bisectoare, nu? Dar așa este de 50 de grade. Deci, iată. Unghiul au AOB. B. Și ZOC. ORC. Ăsta este de grade de? De 50. 50 de grade. Și bisectoarea lui e E. Apoi a lui... BOC este E. Așa. Știi la câte grade are? La 20 de grade. Chiar 40 până la 90. Am păsit că într-o oră. Adică de 90 îl scădem sau cum? Însă așa, din 90 tot, a scăzut pe 50. Și a rămas 40 ăsta. Da. Și 40 împărțit la 2 e 20. 20 și 20. Da. Deci cele două unghiuri sunt, știu de așa, de 20 de grade și respectiv 20 de grade. Da. Bun. Acum, OF, semidreaptă opusă cu OE și OD, semidreaptă opusă cu OF. Deci, semidreaptă opusă cu OE. Da. Semidreaptă opusă cu OE. Adică mă duc pe OE. Gesc. Așa. O.
Deci semi-dreapta opusă lui Boie. Și od semi-dreapta. Cu ce s-a arătat semi-dreapta opusă lui Boie? O F. Asta e. Și od semi-dreapta opusă cu OA. OA. Deci semi-dreapta opusă cu OA. Așa. Înlătăm cu O de da. Da. De. Aflați măsura lui A, O, F. A, O, F. Și arătat că unghiul A, O, F este congruent cu D, O, E. Unghiul A, O, F este congruent cu D, O, E. D, O, E. Păi, noi am prângit așa. Da. Am prângit pe cine? Pe... pe... E, O, O. Da. Și pe O, A, am rângit așa. Da. Ce fel de unghiuri sunt? Unghiul ăsta de aici cu unghiul ăsta de aici? La fel, opuse la lor. Sunt opuse la lor, că sunt de prângerea latelor. Da. Deci unghiul A, O, F, da, este concurent cu E, O, D, din cauza că sunt opuse la vârf, că au fost duse laturile în prelungire. Da. Și E, O, A, E congruent cu F, O, D. E, O, A, cu D. D, O, F. D, O, F, tot așa. Din da. Același motiv. Da. Bun. Chiar așa. Știi cât D, O, F, ai zis cât E, O, A, da? Știi cât este E, O, A, ca măsură? E, O, A. A. 70. 70 de grade. Deci, deci e 50 cu 20, da? Da. Deci tot 70. Și sigur, da. Dar atunci, diferența asta a lui F-O-A. F-O-A, poți să știi cât este? F-O-A... A, 180 minus 70, 110. 110 grade. 110 grade. Dar și deasupra tot 110 grame asta. Și ce cerută problemă e să vedem. Măsura lui A, O, F. A, O, F. Am aflat. Sigur. Și să arătăm că A, O, F e congruent cu D, O, E. A, O, F. A, O, F cu D, O, E. Da. O, da. Deci zicem A, O, F. Congruent cu de o opuse la vârf. La vârf. Iar A, O, F, și egal cu multe grade, egal cu 110 grade, cam aflat noi din 180, am văzut pe 70. Da. Atât, nu? Da. Problema asta, altceva. Și mai dau la opusie la vârf sau trecem la în jurul unui punct? Da, în jurul unui punct. Așa. Te rog. Fie OX, OY, OZ, OT, bisectoarele, mai bine zic OX, bisectoarea unghiului. Așa, pe nu pot. Da, că așa era prea. Da, nu, nu pot, nu înțeleg eu. Da. Da. OX, bisectoarea unghiului AOB. Deci se dă un unghi AOB. OX, bisectoarea unghiului AOB. Bisectoarea lui AOB. OY, bisectoarea unghiului B, O, C. B, O, C. 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 B, O, C. O, Z, bisectoarea unghiului C, O, D. C, O, D. Și O, T, bisectoarea unghiului D, O, A. D, O, A. Formate în jurul punctului O. Așa. Deci aceste unghiuri sunt în jurul punctului O. A, O, B, B, O, C, C, O, D și D, O, A. Da.
A, O, D, B, O, C și C, O, D. Și să nu fie prelungiri niciuna, da. Ca să nu crezi o imagine distorsionată. Hai să fie așa, să zicem. Da. A, O, D, B, O, C și C, O, D. C, O, D. O, X, bisectoarea lui A, O, B. Lui A, O, B, O, X. O, Y, bisectoarea lui B, O, C. O, Y. Adică ai spun 1, 1, 1, da? Da. 2, 2, 2. Și O, Z, bisectoarea lui C, O, D. 3, 3. O, D, bisectoarea lui D, O, A. O, D. A cu 4. Da, așa. 4. 4. Așa, acum. Format, așa, știm că măsura lui D, O, B este cu 23 mai mare decât măsura lui Ușor, n-am prins problema, te rog. Așa, deci, știind că măsura lui Z, O, B. Z, O, B, să-l căutăm. Pe Z, O, O, B. B. Z, O, B. B. Deci asta e așa. Da. Măsura lui Z, O, B. O, B. Este? Este cu 23 mai mare decât X, O, C. 23 mai mare. Adică deci 23 plus X, O. Măsura lui Z, O, B egal cu 23 plus X, O. Așa. Egal cu 23. Exact. Egal plus măsura lui? Plus măsura lui X, O, C. 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 Asta este, da? Da. X, O, C. Iar măsura lui X, O, Y. Măsura lui X, O, Y. Este cu 21 mai mică, cu 21 mai mică decât măsura lui X, O, T. Dacă e cu 21 mai mică, adică X, O, T, scap 21. Da. Adică măsura lui X, O, T, minus 21. Măsura lui X, O, T, patru. Da, X, da. O, T, minus 21. Da. Aflați măsura lui X, O, Y. O. Mai citim problema dată. Așa. Fie O, X, bisectoarea... L-am văzut pe ceva. Ah, bine. Știind că măsura lui Z, O, B este cu 23 mai mare decât X, O, C, iar măsura lui X, O, Y este mai mică decât X, O, T, aflați măsura lui X, O, Z. Așa, măsura lui X, O, Z, nu? X, O, Z. X, O, Z. Z. Egal cu ce? Bun. Idei. Să căutăm din ce informați O, B. Din B, O, Y, Z, O, Z, O, Z, 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 Z. Z, e jos. Z, O, B, în linie. O, B. Sus, mai așa. Așa. Z, O, B. Da. Da. Eu aș zice că are 180. Nu știu. După desenele noi. Nici nu avem. Unde le-am făcut la întâmplare. Da. Și n-am cum să merg pe el. Atunci, tot are 360, asta știm, adică tot. Adică cele care? Adică B, O, A, O, B. Asta a fost la măsura lui A, O, B. Măsura lui A, O, B.
cu 100 de frames. Da. Asta știu. Nu. 360 de grade, corect. Eu am 360 de grade. Asta nu știu. Bun. Așa. Acum... Se apropie să-l vedem Z, O, B ăsta din cine se compune. Din B, O, C și C, O, Z. Deci Z, O, B, sunt din B, O, C, C și C, O, Z. Și C, O, Z. Adică, hai să notăm cu X, cum a făcut data de cu X, măsura lui da. X. Așa. Y, Z, D, și P, Z, Z, și T, T, da, da. T, T. Da. Și atunci, între condițiile astea, mai am relația că de două ori X-ul, hai să scriu într-un alt mod, în loc de A, O, B, înseamnă 2 de X. Da, și atunci punem 2 ori X, da. Y ori Y plus 2 ori D plus 2 ori T egal cu 360 de grade. Da, poate. Acum... Învățim totul prin 2 și vine că X. X plus Y plus Z. X plus Y plus D plus T egal cu 360, adică 180. 180 grade. Deci în prima relație care o am, X plus Y plus Z, și am 180 de grade. Da. Și ne întoarcem la B, O, la Z, O, B. Z, O, B. E format din 2 ori Y plus Z. Corect. Deci 2 ori Y plus Z. 2 ori Y plus Z. Egal cu? Egal cu? 23 plus? 23 plus X, O, C. X, O, C. O, C. E X plus 2 ori T plus 2 ori Z. Deci, X, O, C. Do, X ori 2 ori T ori e 2 ori Z. Plus. Plus. Da. Da. Și este X plus 2 X plus 2 ori T. Da. Plus 2 ori Z. 2 Z. Prima relație a fost aranjată. Și acum cea de-a doua relație. X, O, Y. X, O, Y e X plus Y. X, O, Y. Acolo. X, O, Y. E X plus Y. Da. X, O, Y este X plus Y, da? Da. Da. X plus Y. Egal cu, spune? Egal cu X, O, T. X, X plus T. X, O, T. X plus T. X plus T, da. Da. X plus T. Minus 21 de grade. Minus 21 de grade. Așa. Deci până acum hai să vedem cum am gândit. Am gândit așa, am acele patru unghiuri în jurul unui punct, bisecoarele lor. Și cum am început să traducem relația care am cerut autorul. Am marcat ce înseamnă bisectoarele, le-am notat mărimile lor cu X, X, Y, Y acolo. În final am ajuns la X plus Y plus Z plus de fapt 180 grade, care erau de două ori sau jumătății. Și avem aceste două relații pe care le-am tradus în baza ceea ce ne-a oferit autorul. Dar atenție aici, când vorbește de Z, O, Z, O, B, da. Vezi, noi am mers în sensul invers mișcării acelui ceasului, dar de regulă se pleacă așa. A, B, C. C, A, B. B, C, A. Deci se merge în sensul mișcării acelui ceasornic ca să avem ordinea firească a lucrurilor. Dar am mers în
invers. De ce? Că în momentul în care vorbește de unghiul ZO, ZO se ia de bază, ZO, unde ZO, și acum el merge ZO, B, și ajunge la B. Da, ZO, B, și ajunge la B. Și m-am pus din unghiul ăsta, din unghiul ăsta. Nu din partea care a rămas. Deci ZO, B, poate să fie și unghiul ăsta. Da, dar ZO, B, este ZO și îl ajung pe drumul cel mai scurt. Să vedem ce iese în final, în momentul de față, dacă relația e foarte ușoară. Să vedem aici. Prima relație n-ai ce face, nu? Nu. A doua relație. 2 ori Y plus Z. 2 ori Y plus Z este egal. În dreapta este? X. 23 plus X plus 2 ori Z plus 2 ori Z. Ah, putem avea 3 ori Z. Deci ce 3 ori Z? Că Z, un Z de ori stâng din partea stângă, Y de cealaltă în partea dreaptă. Atunci scădem un Z. Da, scădem un Z. Și îl șterg eu de data aici, tu scrie o dată în relația și aici rămâne un singur Z. Y egal cu 23 plus X plus 2 ori T plus Z. Z. A doua relație. A doua relație. X plus Y egal cu Y. Scădem un X. Deci scădem de rame, pentru că X. Și așa începe să vedea Y egal cu T minus 21 de grade. Y egal cu T minus 21 de grade. Acum... Deci în loc de relația asta, a doua, o șterg, cam pe asta. În clipa de față. Da. Să nu uităm că ne-am întrebat ceva. S-a aflat măsura X, X, O, Z, nu? X, O, X, O, Z. Z. Adică... De aici. X plus da. D, plus, X plus 2 ori T plus Z. Deci asta trebuie să aflăm, nu? Da. X plus 2 ori T. 2 ori T plus Z. Z. Asta trebuie să aflăm ca mărit cu cine este egal. Deci din astea câte relații, trei relații, trebuie să scot pe X plus 2T plus Z. X plus 2T plus Z. X plus... Păi avem acolo. Pe Y nu mă interesează, că nu intră în lucru Y-ul, nu? Da, mai. Și oriunde găsesc Y-ul în cele trei, mă locuiesc pe Y. A, cu 23 plus X plus 2. Nu, nu, în loc de Y, A, T minus 21. Da, da. Ca să scap de Y nu îi prezint interes pentru mine. Păi și atunci punem T minus 20, 2 deci, ori. Mă, de la prima începe, vine X plus. A, X plus Y plus. Adică Y în loc de Y? A, T minus 21. Plus T minus 21 plus Z. Plus? Plus T. Da. Egal cu 180. Și aici nu putem avea 2T. Și avem pe 2T. Sunt foarte fericit. Da. Am și X plus... 2T minus 21 plus Z. Deci, putem să-l lăsăm pe minus 21 la sfârșit. Deci vine X. X plus 2 ori T plus Z minus 2 egal cu 180 minus deci, 21. Deci, nu, plus 21. Deci, X plus 2T. Plus 10. Ne iau plus 180. Plus 21. Și atunci, X plus 2 ori T plus 10 egal cu 1, 90, 0, 2, 2, 8. 1, 1, 1. Și am votat. Da. Exact, nu ne-a spus autorul. Dar mai adică o întrebare, că o relație n-a folosit-o. Așa, acolo. 2 ori T. O secundă, am terminat, am spus că te interesa X plus 2T plus Z. A, adică X o Z egal măsura lui X o Z 200 euro. Exact. Dar nu mai este o întrebare. Stai să vedem.
Eu cred că mai este o întrebare. Două întrebări se dau, două unghiuri se dau, da? Nu, uitați. Pentru că mi-au dat două relații, știi? Ori de câte ori îți dă ceva, păi, nu dă nimic. Deci faptul că faceau cele împreună, cred. Aflați unghiul XOZ. XOZ. Nu sunt încântat de faptul că, de motivul acela, sunt încântat că autorul nu mi-a oferit și cu 23 de grade și pe asta n-am folosit-o deloc, vezi? Da. Noi ne-am găsit din ultima relație pe YGL cu terminus 21, am locuit osul și gata problema. Și nu-i corect. Când se întâmplă așa o chestie, nu-i corect. Ceva nu-i în regulă. Adică de ce am mai dat 23 ani? Și relația asta. Da. Între ziua, da. Și X-ul, zice, nu-i, ceva nu-i în regulă. Și nu-i în regulă la noi. Da. Spuneam eu conotația asta în sensul acelor ceasornic. Se pare că aici este problema. Hai să încercăm să revedem problema. Trebuie să refacem desenul? Da. Deci te facem desenul pentru că îți pare că asta e limba pe care am regulat-o și trebuie să menținem măca asta de a autorului, în sensul în care el stabilește, să spunem, protocolul în toată povestea. Deci eu este unghiul. Și acum, A, O, B. Aia așa am făcut data trecută. Nu, nu era aici. Ia uite. A-o. Deci, A-o. Deci, alfabetul mișcăm și notăm în ordinea acelor ceasuri, da? Deci, A-o, B, B, O, C. C, O, D, și O, D, O, A. Și D, O, A. Și s-a încheiat. Așa. Acum, O, X, e fiecare la O, B. O, X. La O, B. Așa. X. Așa, da? Noi notăm acele astea, chiar pe X mic și X mic. Da. Dar ca să nu fie cu X și cu Y, puteți să notăm A, B, C, ca să nu faci confuzia cu X, se vedea cu X. Da. Da? Amic. Marina, amic. Un mic, ca măsură. Apoi, o X, o Y, ca nu se clara. Da. Și mi-am împărțit în două unghiuri cu un mic, de se clara. Și ducem B mic și B mic. Da. Apoi ducem B, se clara asta, altfel. Acolo e Y, să pune. Y, da, zice clar asta. O, Z. O, Z, așa. Și Marina, ce mic și ce mic. Așa. Și în sfârșit, zice clar acum de acesta. Da. Așa, Olive. Și de mărime. ABC, de mic, da? De mic și de mic. Măsură de unghiul lor asupra. Bun. Și acum, de pe relația care spune, prima relație dată de autor, unghiul care? Măsură. Știi că măsura lui Z8. Deci, suntem de la Z. Z. O, B. B. Când zice Z, O, B, da. Deci adică Z, de acolo până. Noi așa am luat, da? Da, da. Așa. Deci Z, O, B. A. Da? Am putem să o păi, dar eu partea să și-am mers în sensul invers de cum am stabilit notații. Deci noi literele am pus A, B, C, D. Deci era greșit dacă puneam deci. Deci, da, odată așa și odată așa, ce faci tu acolo? Te ții de linia pe care o ai. Deci, unghiul Z, O,
plecat, în sensul care am mers tot timpul cu rotația. Cu rotația, da. Z-O-B-R. Așa, Z-O-B-R este cu 23 de grade mai mare decât X-O-C. Decât X-O-C. Așa, și acum zicem așa. Z-O-B din ce se compune? Z-O-B-R. Din C plus 2 ori D plus A. Plus un Z. A, 2 ori. 2 ori. 2 ori. Deci zicem așa. Încă o dată. C. C. Plus 2 C. Plus 2 A. Egal cu 23 plus X o Q. X o Q. X o Q. Mă se arată. Ia X o Q. Din ce? Din 2 ori C. Plus 2 ori B. Plus 2 ori A. X o Q. Este confuz din? Din 2 ori C. Plus X, O, C. Deci, X, O, C. Unde aici. X, O, C, asta e. Da, da. 2 ori C. Plus 2 ori D. Plus 2 ori A. Deci, 2 ori D. 2 ori C. Plus 2 ori D. Plus 2. Deci este X, O, C. Deci, se trage de la X-o și se merge spre O. E partea asta, tot în sensul ăsta. Noi, dar când am plecat de la cine? De la Z-o, și m-am dus. Da. Deci am plecat de la cine? De la O-Z și m-am dus până am ajuns la O-B. Da. Acum plec de la care se vede dreapta de pornire? X-o. Dacă X-o e dreapta de pornire, limită de la care plec, plec de la ea în sensul acela care am mutat în bătul la C. Da. Deci adică X-o, C, compus din A, ori 2 ori B. A, plus 2 B. Deci egal cu A, plus 2 B. Deci C plus 2 D plus 2 A, egal cu 23 plus A plus 2 B. Așa, și dacă măsura lui X, iar măsura lui X o Y este cu 21. X o Y, da. Egal cu? Egal cu 21 minus. Nu, egal, dacă cu măsura lui minus 21. X o T. Măsura lui X o T. Încă o dată. Măsura lui X-o Y. Da. Egal cu măsura lui X-o T. Da. Aflați măsura lui X-o Y. Da. Măsura, de final se află măsura lui? X-o Z. X-o Z. Atenție, acum. X-o Y. Care se metrata limite la care pornim? X-o. Da. X-o. X, O. Da. Și mă duc la stereodată o Y, în sensul care am luat. Adică A plus B. A plus B. Deci A plus B. E egal cu? X, O, T. X, O. X, O. Tot X, O. Din D plus A. Deci X, O. Și până la A plus 2 ori B. Înseamnă? Plus 2 ori C plus D. A plus 2 ori B plus 2 ori C. Plus D. A plus 2 ori B plus 2 ori C. Plus C. Deci este A plus 2 ori B plus 2 ori C. Plus D. Plus un singur B, da. Bun. Minus 2 ori C. Minus 2 ori C. Aceste relații acum le vom din nou. Și acestea sunt A plus B plus C plus D, nu? A plus B plus C plus D fac 180 de grade. Da. Apoi. Apoi. C plus 2D plus 2A. C plus 2D plus 2A. Egal cu 23 plus A. Plus A plus 2D.
Și în sfârșit, A plus B egal cu A plus 2B plus 2C plus 3D, nu? A plus B. A plus B egal cu A plus 2B plus 2C plus D minus 21. De grade. Ei, astea, mărimile astea folosite, plus relația pe care o mai am, aceea că măsurăm x ori z. Cine este egal x ori z? X ori z. A plus 2b plus c. Deci din asta se iese a plus 2b plus c. Plus un c. Egal cu cine. Deci, asta e problema. Trebuie să vedem că scăpăm de t și da, din așa și de acolo, din cele două relații folosite, ne ducem aceea și pe aceea. Da? Și sunt astfel ambele relații folosite. Da. Ne oprim aici că, ce să zic, baftă mâine la teză, încredere și, da, încredere și trebuie să reuși. Da, o sinteză ce am făcut aici, am făcut de toate. Hai să notăm și asta. Deci am făcut de multe lucruri. Deci, divizibilitate. Cel mai mare. Nu cel mai mic. Cel mai mare. Cel mai mare divizor. Comun. Și? Cel mai mic. Tipul comun. Da? Cel mai mare. Mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun. Apoi, am vorbit despre mulțimi. Teorema împărțirii cu restul. Deci, componerea unor cu rest. Apoi, descompunerea. Era fel alea cea mai multe cu multe numai de zonă. După puteri. Puteri, da, puteri. Operații cu puteri. Da, și după asta. Cu puteri. Unghiura de aceea, de nu. Da, și complementare. Adiacente. Complementare, suplementare, da? Complementare. Suplementare. Și... Thank you.